Bun găsit, prieteni, la ce se întâmplă în Sfântul Dan Ciocoiu. Pandemia de COVID răpește zilnic sute de vieți și, sincer, să mai facem emisiuni, mi se pare așa un pic destul de frivol, dar nu este cazul. Lucrurile trebuie să meargă înainte, iar ceea ce vom povesti astăzi va fi, nu se poate compara cu sănătatea nimic, cu moartea nimic, dar va fi un lucru foarte important de știut, mai ales că pe cei care vom scăpa ne va afecta pe toți și ne va afecta rău de tot în sezonul rece care se apropie. Este vorba de mărirea tarifelor la energie electrică, combustibil, de tot felul de energie, materii prime și tot ce se poate și se folosește în lumea aceasta, lucru care va duce la creșterea facturilor și afectarea bugetelor personale ale tuturor familiilor din țara asta. Vom încerca să vedem, așa cum spune și titlul emisiunii, de ce se întâmplă aceste lucruri, care este mecanismul care a declanșat aceste creșteri, nu pot să spun aberante, dar extraordinar de prețuri în toată lumea și numai în România. Ne doare mai mult de noi, nu de alții, și vom încerca, cum spuneam, să aflăm acest mecanism de la un fost ministru de finanțe și dacă un economist nu știe mai bine lucrurile acestea, cine poate să fie? Domnul Gheorghe Alămițeanu, bine ați venit în emisiune. Vă mulțumesc pentru invitație. Cum îl cunoașteți, fost ministru de finanțe, actualmente vicepreședinte al Partidului Mișcare Populară în România. Domnule Alămițeanu, clar, toată lumea se întreabă de ce și de unde vin aceste scumpiri. Este clar că și, pentru cine a mai citit un pic, că și pandemia de COVID a generat acest lucru. Sunt o mulțime de factori negativi care au concurat la acest lucru și noi, săracii, ne tot așteptam la asemenea nenorociri, dar acum se întâmplă în toată lumea. De ce, domnule Alămițeanu? Haideți să o luăm așa și ca să înțeleagă tot omul de unde vin acest fenomen, de unde vine. Sunt două cauze principale. O cauză este determinată de efectele pandemiei, pentru că producția multor firme și din domeniul energiei și a gazelor a fost redusă și în perioada de pandemie, în 2020, nu a funcționat și sigur că... Pentru că și cererea a fost foarte scăzută. Și cererea a fost scăzută pentru că și alte activități economice n-au funcționat și atunci sigur că reluarea activității acestor firme de energie și gaze s-a făcut greoi și nu la nivelul producției maxime. Și atunci, sigur, a apărut o cerere suplimentară de energie, gaze și atunci, sigur că prețurile au crescut. Mai mult decât atât, cheltuielile acestor firme ca să-și reia activitatea au fost majorate și atunci, sigur că ele se regăsesc în factura către consumatori. Sunt și niște cauze, este și o cauză națională din România, da. Pentru că multe firme și-au redus activitatea, nu numai din cauza pandemiei, fără să facă investiții. A mai fost și liberalizarea prețurilor la energie și gaze, care s-a făcut într-un moment foarte prost. Foarte prost. O secundă, am citit undeva un lucru și vreau să mă lămuriți. Este adevărat că această măsură trebuia luată încă de acum 8 ani de zile? Nu, mai de mult. Mai de mult. Când eram în guvern, ca ministru de finanțe, era o presiune din partea organismelor internaționale, Fondul Monetar, Comisia Europeană și Banca Mondială, ca în tratatul de aderare să-l respectăm, adică să liberalizăm prețurile la energie și gaze. Noi ne-am opus. De ce? Pentru că era un contract cu o firmă mare care a preluat și zăcământul și aveau niște facilități privind concesiunea, taxa de concesiune. Și erau niște taxe foarte reduse, care au fost stabilite prin anii 2003. Mm-hmm. Și atunci am spus, după ce contractul acela nu-și mai produce efecte și avem posibilitate să negociem aceste taxe de concesiune, putem să trecem și la liberalizarea prețurilor la energie și gaze, mm-hmm, pentru că din acea taxă să-i ajutăm pe consumatorii vulnerabili. Și ceea ce
trebuia să se facă în momentul liberalizării prețurilor de energie și gaze, concomitent trebuia dată legea consumatorului vulnerabil. Adică acele, pentru acele persoane cu venituri mici afectate de liberalizare. Dar în niște condiții de normalitate. Exact. Nu în condițiile actuale care de criză. Cel mai prost. Pentru că multe firme de energie și gaze au un apetit să-și mărească prețurile. Și mai mult decât atât, la energie, gaze și la combustibil, cererea este inelastică. Adică depinzi. Nu poți să înlocuiești energia și electrică și gazele cu alt produs. Și atunci ești dependent. Și firmele acestea știu. Și au mărit nejustificat prețurile și s-a ajuns ca România creșterea acestor prețuri să fie mult mai mare decât în multe țări. Franța, Germania, Bulgaria. Și atunci guvernul trebuia să intervină. Trebuia să intervină. Nu trebuia să lase la liber creșterea prețurilor și pe consumator să-l lase la mâna acestor furnizori. Putea să se anticipeze că tot timpul fiecare guvern știe că aceste firme de energie și gaze au făcut presiune asupra guvernului să lase să majoreze prețul. Dacă n-au lăsat guvernele liberalizarea prețurilor, totuși au făcut presiuni să se mărească aceste prețuri, dar într-un mod controlat, fără să afecteze foarte mult. Deci a fost criza internațională care a dus la scăderea producției, dar și au fost cauze interne care, prin faptul din lipsa de investiții, lipsa de investiții în depozitarea de gaze. Deci România nu era pregătită nici pentru această perioadă, că nu avea în depozite gaze. Și nu avem încă. Nu avem și ne-am dus pe importuri. Și atunci asigur că prețurile au explodat, dar și apetitul acestor firme să majoreze prețurile în mod nejustificat. Și chiar președintele Consiliului Concurenței, domnul Chirițu, a spus, domnule, au crescut beneficiile, profiturile acestor firme de energie gaze în mod nejustificat. Deci aceste firme au profitat de această situație. Da. Și, da, de exemplu, să nu s-au făcut investiții în centralele termice, în legat de la Iernut, la Mintia, s-au închis acolo. Noi trebuia să luăm niște măsuri și guvernul trebuia să pregătească. Pentru că în momentul în care nu pregătești, adică să ai ofertă, sigur că firmele sunt înființate să obțină profit. Da. Dar știți care este rău? Că sacrifici cea mai mare parte din economii, IMM-urile, în primul rând, și populația. Și de ce este o situație anormală? Pentru că, spunea ministrul energiei, 5,2 milioane de gospodării sunt afectate de creșterea prețurilor. Deci e un fenomen de masă. În momentul în care ai consumatori vulnerabili, aceștia trebuie să fie la un număr restrâns, 100.000, 150.000. Nu să se ajungă la peste 65% din populație afectată de consum. Atunci înseamnă că ceva nu e în regulă. Absolut. Ce nu e în regulă. Și iar Partidul Mișcarea Populară a venit cu niște măsuri concrete. Doamne, plafonarea prețului la energie și gaze concomitent cu reducerea TVA-ului a accizei. De ce am spus lucrul acesta? Și ca experiență în finanțe. Dacă reduci numai taxele, e posibil ca această reducere să nu ajungă la consumatorul vulnerabil sau alți consumatori, să rămână în buzunarele acestor firme de energie și gaze. Că nu vor reduce prețurile, că statul nu are nicio pârghie să reducă aceste prețuri. Da. Aici este problema. Dar statul trebuie să intervine și trebuie să nu mai ne ascundem după principiul cererii și oferte. Atunci când nu funcționează cererea și oferte, statul trebuie să intervină. Pentru că omori economia. Da. Creezi avantaje pentru firme în dezavantajul altor firme. Creezi dezavantaje pentru populație, iar tu trebuie să asiguri o funcționare normală a economiei. Absolut. Deja am văzut, am ajuns deja la capitolul măsuri, am văzut că s-au luat măsuri de în legea, nu știu cum se numește. Și consumatorul vulnerabil. Supraimpozitarea firmelor. Compensarea. Compensarea salariilor. Chestie pe care l-am știut prima oară că Spania urma a început să facă acest lucru, pentru că acolo s-au manifestat lucrurile, mă rog, cum e iarna în Spania. În fine, ei au început și așa, domnule, nu trebuie să putem să luăm și noi exemplu de acolo, adică cu plafonarea, cu supraimpozitarea, în așa fel încât populația
populația să sufere cât mai puțin. Sper să nu se aplice românește, sper să fie, să deja, chiar să ajute populația. Deci ia 50% se aplică românește. Da. Noi am spus de vreo 3 luni că trebuie să luăm aceste măsuri. Primul ministru Florin Câțu a zis că nu plafonare. A zis nu, domnule, că nu se întâmplă, că prețurile vor scădea. Nu. Banca Națională a spus că va fi în creștere aceste prețuri. Și eu le-am spus, frate, că există apetitul acestor firme să-și mărească prețurile și nu se vor opri. Nu. Și plafonarea trebuia să se facă nu cum s-a stabilit acum la un leu kilowatt. Când energia electrică se comercializează acum la 86 de bani. De ce trebuie să te duci la un leu? Pentru că se vor alinia la un leu. Exact. Mai mult decât atât, anul trecut se comercializa la 0, la 30 de bani, 40 de bani. Da. Și așa s-au dublat. Puteai să plafonezi la un preț ca să fie rezonabil și pentru firmele de energie și gaze. Ministerul de Finanțe are un departament, Inspecția Economică Financiară, împreună cu cei de la energie, de la Ministerul Energiei, puteau să facă o verificare la firme, să vadă dacă cum evoluează profitul acestei firme. Și atunci când vedeai că e profit obținut în mod de conjunctură, în mod nejustificat, puteai să te duci la un preț mai mic. În momentul în care te duceai la un preț mai mic, ca să nu intre firmele în faliment, da, cele de energie și gaze, dar nici să obțină profitul. Când te-ai dus la un leu, e prea mult. Adică și așa se comercializează la 80 de bani acum și tu te duci la un leu. Vor urca absolut clar până la un leu. La un leu. Da. Și vii cu compensarea de 30 de bani. Și se va comercializa cu 70 de bani. Vă dați seama că toți vor suferi față de anul trecut. Da, e dublu față de foarte mult. Și am rezolvat-o românește. Puteai să te duci la un preț mult mai mic. Sigur, s-au fost partide care au spus că un preț mai mic. Dar făceai o analiză, că s-ar putea unele firme să nu poată reduce prețurile, pentru că e vorba de cărbune, e vorba de cutare. Și altele care importă și puteai să te importi. Exact. Și să te uiți și la alte țări, exact, că de ce... Și la gaze, de exemplu, da, au plafonat la 37 de bani când se achiziționa cu 18-20 de bani. Și acolo e vorba și se compenseze cu 25%. Trebuia să te duci să vezi care este prețul optim de plafonare. Nici să nu omori firmele de energie și gaze, nici să nu omori economia și să populația să ajungă să se debranșeze, că nu poate să suporte. Poate 70 de bani e prea mult. Și firmele de energie și gaze se obțină profituri foarte mari. Iar partidul care vrea să guverneze, mă refer la USR, a propus reducerea de taxe și impozite. Să știți că nu era o măsură bună, pentru că acele firme de energie și gaze ar fi facturat la prețuri mai mari. Uh-huh. Ar fi facturat la prețuri mai mari. Pentru că și atunci nu se simțea. Și acele reduceri de impozite și taxe pe seama bugetului s-ar fi dus în buzunarele acestor firme. Iar mai era o măsură a USR-ului să, prin creditul fiscal la firme. Ce înseamnă? Adică să-ți compensezi în impozitele și taxele pe care le plătești. Multe firme n-au impozite și taxe mari. Uh-huh. Și zicea, recuperăm în 7 ani. Păi tu plătești un preț mare acum, când și așa ai probleme financiare, păi peste 7 ani firma aceea intră în faliment și ajungem să avem un număr de falimente în domeniul economic care înseamnă locuri de muncă, probleme în economie. Uh-huh. Iar prețurile acestea, de la energie, gaze, se duc în prețurile multor produse. Exact. Și dacă vor factura cu un leu, ce se vor întâmpla cu prețurile la... Deci firmele de energie și gaze, din păcate pentru cealaltă parte a economiei și populației, uh-huh, au fost avantajate. Și îmi pare rău că PNL-ul, USR-ul și UDMR-ul au susținut lucrul acesta. Trebuia să te duci... Dom'le, de ce un leu? Pentru că, uitați, firmele de companiile de energie și gaze intră pe pierderi. Și atunci făceai un rău acestor și puteai să le blochezi. Iar trebuia un program de investiții pentru depozitarea
gazelor, exact, și investiții în energie și gaze. Iar unii clamează că, domnule, dacă plafonăm prețurile, nu vor face investiții. N-au făcut investiții. N-au făcut, pentru că aici vreau să ajung o mică paranteză. Deja, știți și dumneavoastră, două firme din Marea Britanie, zilele trecute, o firmă din Cehia de distribuție de energie și-au închis porție, lăsând milioane de oameni fără distribuitor. Și apropo de investiții, am citit mai de mult un material care spunea, să-mi spuneți, să-mi explicați exact care este mecanismul cu acele certificate verzi, pe care trebuie să-l plătească cei care poluează. Și am înțeles că acolo, cea mai mare cotă din piață la noi ar avea motorul rovinari, care plătește și cea mai multe certificate verzi, tocmai pentru că nu sunt direct tehnologizate și poluează foarte mult. Și că ei ar fi propus un preț mare, iar ceilalți au luat după el. Cât adevăr este în acest lucru? Sunt într-adevăr certificatele verzi, dar și aici trebuie să negociez cu Comisia Europeană. Uh-huh. Pentru că în România nu este cel mai mare poluat. Da. Germania, Polonia. Și puteai să te duci. Certificatele astea verzi, ce sunt? Să te descurajeze să mai produci energie și gaze cu tehnologie care poluează. Combustibil fosibil. Da. Fosil poluant, da. Și atunci, sigur că puteai să te duci să negociezi, să reduci această contribuție la certificatele verzi. Astea ți se... Ai niște beneficii în urma certificatelor verzi. Așa. Ți se dau niște bani și tu nu mai produci. Dar s-ar putea banii respectivi să fie mult mai puțini, uh-huh, și tu să ai probleme în economie. Trebuia să se negocieze ca acele centrale pe cărbune să funcționeze un timp, uh-huh, și să faci investiții. Da. Și atunci, sigur că aveai o producție. Prin faptul că le-ai închis, automat au apărut intermediari. Da. Au importă la prețuri mari și tu ești dependent de ei. Trebuia să te îngrijești ca acea producție să o realizezi și la energie și la gaze. Și atunci trebuia guvernanții să meargă la Comisia Europeană cu mai mult curaj, așa cum am făcut și guvernul Boc în 2010-2011, a spus nu liberalizăm, că uitați ce probleme avem, dar trebuie să oferi și variantă, nu să stai, i-am păcălit, da, și noi nu facem nimic. Da. Nu s-a făcut nimic. Nici ce a făcut, de exemplu, PSD-ul în 2017, în 2018, au plafonat prețurile la energie și gaze. Un lucru bun, din păi. Dar le-a luat banii acestor firme și i-au dus în buget pe consum. Trebuia să oblige aceste firme, da, să facă investiții. Exact. Să facă obligat. Pentru că multe firme din acestea, din domeniul energie și gazelor, au capital majoritar de stat sau și în alte firme, de exemplu, au 30% statul. Și putea să impună prin reprezentanții în adunarea generală și în Consiliul de Administrație să facă investiții. Plus, s-a blocat exploatarea gazelor din Marea Neagră. Exact. Și aia a fost. Și aici, nici guvernele din 2017-2019 n-au făcut nimic și au blocat, dar nici guvernele din 2020-2021 n-au venit. Că au criticat când, da, PNL-ul era în opoziție, da, a spus, așa-i, nu că politizăm, dar au criticat și au spus, domnule, ați blocat. Ei n-au făcut nimic. Și avem un minister al energiei. Ce, să ne anunțe că nu vor crește prețurile? Iar ministrul energiei are păcatele lui. De ce a propus la un leu? Trebuia să vină. Băi, fraților, în Parlament, uite de ce propunem un leu. Pentru că uitați care sunt costurile, care sunt. Și uitați ce putem face. Da. Acum, cum ne vor afecta, este absolut clar acest lucru. Aveți cumva anumite date legate de, să spunem, o familie standard de 3-4 persoane, cam cât ar afecta acest lucru? Deja ați spus dublat. Că țin minte o familie la bloc consuma cam 2 gigacalorii pe lună în sezonul rece. Țin minte. Nu știu dacă mai este valabil. Deci prețurile este undeva... Deja au început să se vadă în facturi. Deci este undeva la dublare și ceva... Din păcate, nici legea consumatorului vulnerabil nu funcționează, nici nu s-a aprobat legea privind compensare. Dacă facem un calcul, dacă acum se comercializează cu 80 de bani kilowattoră și anul trecut plătea 40 de bani kilowattul, acum va plăti dublu. Și în funcție de câți kilowați. Dacă e vorba de 100 de kilowați, ori 0,40. Da. Sau 40. Asta este problema. Deci, facturile sunt dublate. Chiar ne spun și
guvernanții, că s-a ajuns să comercializează la 80 de bani, 86. Și anul trecut plăteau 30-40 de bani kilowatt. Deci s-a dublat. Și, dar ele nu funcționează. Și mai gravă este că și la consumatorii vulnerabili care se acordă 250 la gaze, 500 la energie, la factură, s-au întocmit niște, o documentație foarte stufoasă, când te, 16 pagini, și ai de exemplu cei cu ajutorul social. Păi dacă ei primesc ajutor social, este foarte clar că n-au alte venituri și puteai să iei automat, în evidență. Că e aceeași instituție. Absolut. Din cadrul Ministerului Muncii. Da. Acea agenție de plăți sociale. Da. Și puteai să spui, ce, dacă are o mașină, o Dacie, păi el are cheltuieli în plus să își oblige să vândă Dacia. Sau dacă are un teren. Adică să cer niște informații care n-au nicio justificare. Doamne, are o pensie, are un venit. Iei venitul. Din ce trăiește omul ăla? Dacă el își mai pune un strat, un strat de morcov sau de ceapă, tu îi tai subvenția? Că el, sigur că se ajută pentru că are venituri foarte mici. Da. Ce pot face administrațiile locale pentru ajutorul acestor persoane? Acum, dincolo de, compensarea la subvenția la gigacalorie, ce ar putea face? Pentru cei care au rămas încă în sistemul centralizat, unde poate să intervină administrația locală. Poate să aloce bani pentru în plus și chiar la consumatorii vulnerabili. Dar problema este că crescând prețurile foarte mult și la energie și la gaze, posibilitățile financiare sunt reduse. Da. Așa să arunci pe autoritățile locale să plătească. Sunt primării bogate, cum e primăria municipiului Brașov, Cristian, Ghimbav, la Făgăraș, mai puțin, pentru că foarte multe întreprinderi și-au închis porțile și în momentul în care s-au pierdut locurile de muncă, acel impozit pe venit, aproape 60%, nu se mai încasează. Și aici, sigur că actualul primar vrea și este o persoană foarte harnică și de bună credință, dorește să facă lucrurile astea, dar nu vedeți când s-au dat banii din fondul de rezervă, Făgărașul a fost sărit. Da. Ceea ce e incorrect. Adică acel 1 miliard de lei care a fost repartizat de guvernul Câțu primăriilor, pe criterii politice, acel miliard putea să fie folosit pentru a ajuta populația, pe consumatorii vulnerabili, oamenii care au de suferit din cauza prețurilor la energie și gaze, pentru că în această perioadă trebuie să ai trei priorități. Domeniul sănătății, cu alocarea resurselor bugetare. Populația, domeniul sănătății, adică să salvezi viețile omenești, pentru că nu se mai găsesc alimente medicamente și chiar alimentele în spitale, rană, că e foarte important, medicamente, pentru că 80% din finanțarea spitalelor se duce în salarii și atunci nu mai rămân bani pentru medicamente și aici trebuie sprijinit populația, mai ales vulnerabilă, și chiar indexarea pensiilor se impunea pentru că prețurile au crescut foarte mult și s-a ajuns mediul de afaceri ca firmele să nu dea faliment. Aici trebuie. Astea erau prioritățile. Da. Și atunci banii trebuia să se dea și la autoritățile locale pentru a susține legea consumatorului vulnerabil. A fost dată și fiecare primărie să se descurce. Dar sunt primării care nu pot asigura banii suficienți. Și atunci nu poți să-i lași pe cetățeni de izbeliște și să dai vina pe autoritățile locale. Și chiar Făgărașul este un municipiu care trebuie sprijinit și pentru investiții și pentru a ajuta populația. Pentru că a fost vitregit prin faptul că industria și-a redus foarte mult activitatea. Așa e. Și știm foarte bine, e foarte posibil ca să-ți mai reducă activitatea legată nu de pandemie, cât de faptul că firmele nu vor putea suporta noile costuri. Acele prețuri, la energie și gaze. Da. Aici și trebuie. Asta una la mână și alta știm încă din anii 90, orice scumpire la gaze, la curent, la combustibil, se duce lanț și se reflectă în prețul. Și asta a fost Partidul Mișcarea Populară, a și propus prioritizarea utilizării banilor publici, pentru că trebuie să trecem prin această iarnă. Și atunci trebuie o responsabilitate mult mai mare în utilizarea banilor publici. Noi avem o creștere a încaselelor bugetare, dar e pe termen scurt. De ce? Au crescut prețurile, automat statul încasează TVA mai mult, exact. S-a devalorizat leu în raport cu euro,
consumul se bazează pe importuri, iar prețurile au crescut, dar acel surplus trebuie drămuit foarte bine, bine pentru că posibilitățile bugetare ale României sunt foarte reduse. Noi suntem cu un deficit de 7,2% și o datorie publică de 550 de miliarde de lei. Nu mai ai posibilitatea să te împrumuți. Și atunci, dacă ai niște încasări, ai o perioadă bună, trebuie să le pui deoparte, pentru că se anunță vremuri grele. Absolut. Și din punct de vedere al crizei sanitare, și din punct de vedere economic. Și acasă, când vezi că în perioada următoare va fi mai greu, pui niște bani deoparte. Nu-i cheltuiești să te duci pe aiurea. Pe consum, da. Da, 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 exact. Aiurea. Da, pentru da. Că acei bani, un miliard, de lei, s-a dat pentru a compensa niște eforturi exact. A unor lideri politici. Exact ce acuzau pe PSD și că făceau la vreme. I-au făcut mai rău. Făcut-o exact. Mai rău. Nu, asta știți contul. Nu, mai rău, mai rău. Da, pentru da, că nu, n-a fost niciun criteriu, nici transparență. Uh-huh. Trebuia să spună, domnule, am dat la localitatea cutare să ajute spitalul cutare. Am dat la localitatea cutare că se investește în centrala termică, în să se asigure ajutorul de încălzire. Da. Când ai nevoie de voturi în partid ca să ajungi președinte, faci asemenea promisiuni da, sau asemenea bani. Să știți că acel efecte? Congres al PNL-ului nu trebuia să aibă loc, pentru că... În primul rând sanitar nu avea ce da, să caute. Pentru că da. Acel cost politic îl da. Suportăm toți. Exact. Acea dispută. Și nu știi dacă se liniștesc exact. Lucrurile, că sunt da. Discuții acum la Cotroceni, cine va fi prim-ministru și dacă mă întrebați se pare că domnul ce văd o alianță, da. Dacă partidele ar fi mature și noi am transmis da. De la Mișcarea Populară maturitate în decizii pentru partid, ar trebui cele două partide, PNL și PSD, să asigure o stabilitate, o susținere puternică în Parlament, că sunt cele mai mari partide, ca să-și asume da. Guvernare. Nu să spui, domnule, știți că nu guvernăm, că e o perioadă grea și noi vrem alegeri anticipate. Sigur, alegerile anticipate, să știți că reprezintă o soluție. Dar în momentul de față trebuie să ai o stabilitate da, și da. Să-ți asumi, chiar dacă pierzi electoral. Pentru că românii ce vor spune? A, vreți să câștigați alegerile pe seama noastră? Da. Aici ar trebui un program foarte strict și pe priorități. Sănătate, economie și apărarea puterii de cumpărare a populației. Ne apropiem de finalul emisiunii și totuși aș vrea să încheiem, nu neapărat într-o notă optimistă, că nu prea se poate, dar la capitolul soluții de perspectivă. Știți, la fel de bine ca și mine, sunt deja ani de zile de când consumatorii din orașe, cei care stau la case, au renunțat la gaze au rămas cu gaze și și-au cumpărat centrale pe lemne. Să vedeți ce va fi în iarna aceasta. Că cu consumul la de gaze pentru o casă. Și, da. Prețul și prețul la lemne a crescut. Ce credeți că trebuie făcut pe viitor? E clar, energie verde, aia nu se poate face de pe o zi pe alta. Cum credeți că se va putea? Pe de altă parte, extinderea rețelei de gaz la nivel de țară, la costurile care sunt, mai ales la țară, acum e o soluție? Nu era nici până acum, dar minte acum, zic eu. Știți ce trebuie? În Camera Deputaților, pentru că a fost în Senat acel proiect de lege privind compensarea, să se reducă prețurile la energie și gaze, în mod rezonabil, nici firmele de energie și gaze să nu piardă, să intre în faliment, dar nici să nu se îmbogățească pe seama consumatorilor, casnici și industriali, și cu compensare de la buget. Ar trebui la masă să se găsească un preț rezonabil, chiar sub 80 de bani. Ar trebui. Doi, investiții. Un program de investiții pentru în industria energiei și gazelor. Aici este problema. O negociere cu Comisia Europeană pentru ca să ne permite ca acele certificate verzi să nu contribuie foarte mult la creșterea prețurilor, să se facă pe un termen, să se prelungească termenul, să putem funcționa cu acele centrale de termice și centralele și acei producători de energie și de energie electrică, ar trebui mai mult curaj, iar legat de introducerea sistemului, să știți că trebuie să ajungem la sistemul centralizat de încălzire. Da, pentru că multă lume spune, da. Știți ce s-a întâmplat? De noi am avut tendință inversă. Da, păi știți de ce? Exact. Pentru că acel sistem centralizat n-a fost adaptat la noile condiții. Exact. Pentru că înainte funcționau și în Făgăraș. Marii consumatori, ei nu mai sunt, da. Se pierdeau foarte multe
pe rețea să pierdeau din erau multe pierderi și erau veneau în facturile consumatorilor, cei care plăteau. Da. Un sistem centralizat și aici iară trebuie investiții, dar de la un program de la nivel național, un program privind introducerea sistemului centralizat de încălzire. Și cu poluare mai redusă și cu costuri mai mici. Că știți care este problema? În momentul în care un cost e un sistem centralizat, costurile acelea fixe, care oricum le fac, sigur că vor fi mai mici la nivelul consumatorului. Dacă te duci pe centrală de apartament, ca asta, sigur, cu oamenii, asta a fost soluția, ca să plătească și mai puțin și să beneficieze de încălzire. Dar acest sistem trebuie abandonat, dar trebuie venit de la un program guvernamental și introducerea sistemului centralizat. Dar trebuie să ai grijă și de producție. Și ANRE-ul să nu mai fie acea agenție a resurselor de energie și gaze să funcționeze pentru consumatori și nu pentru furnizori. Sistemul de finanțare este a acestei instituții este greșit. Ei sunt dependenți de furnizorii de energie și gaze. Ar trebui mai bine plătiți de la buget și să nu să mai fie dependent de balanța înspre, furnizorii de energie și gaze. Că cu cât măresc prețurile, cu atât încasează și niște sume. Pe autorizații, pe asta. Da, deci asta trebuie făcut. Iar la nivelul Brașovului, sigur că ar trebui de la Consiliul Județean niște resurse pentru a asigura la toate primăriile pentru ca acei consumatori vulnerabili să primească bani. Au primit 1 milion, am înțeles, din alocări acum. Da. Da. Domnule Ianuizeanu, vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Vă mai aștept și cu alte ocazii, cu părere autorizată. Mă bucur că astăzi am fost la Făgăraș, un oraș foarte frumos, cu împrejurim foarte frumoase. Și noi ne bucurăm, chiar dacă am discutat despre lucruri care nu sunt deloc îmbucurătoare. Da. Sperăm că va fi și mai bine. Vă urez sănătate. Și la fel la toți făgărășenii și la toată zona Făgărașului, țara Făgărașului, multă sănătate și speranța că ziua de mâine va fi mai bună. Aceasta a fost emisiunea noastră. Sunt Dan Ciocuiu. La bună vedere!